130 de femei din Suceava, Botoșani, Vaslui și Iași au fost duse în străinătate și obligate să se prostitueze de o grupare formată din persoane din Suceava, Botoșani și Timiș. Polițiștii și procurorii au început o anchetă în acest dosar încă din anul 2006 și au strâns până acum suficiente probe pentru a-i pune sub acuzare pe suspecți. Structurile de combatere a crimei organizate au efectuat 24 de percheziții și au reținut 17 membri ai rețelei de traficanți, printre care și un polițist din județul Botoșani. Suspecții vor fi prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă pe durata finalizării cercetărilor în acest caz. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a tuturor participanților.